Namaste, bine te-am regăsit! Sunt Ian Ramon, autor de cursuri online și terapeut. Noi ne ocupăm cu ridicarea stării de bine a oamenilor la excelent, foarte bine. Și sunt aici astăzi cu doamna dr. Florinela Stoianovici și o să vă împărtășim vorbind despre un subiect foarte important, eliminarea toxinelor din mâncare. Este o metodă simplă pe care o poate face oricine acasă. Și înainte de toate, o să vorbim un pic de rolul, de ce e important să scoatem toxinele, ce se întâmplă dacă nu scoatem toxinele și cam ce putem să facem. Este foarte important, în primul rând, bună seara tuturor. Vorbim despre vindecare, de dragii telespectatori, vorbim despre viață, vorbim despre această perioadă a pandemiei care nu se mai termină și care trebuie cumva să o abordăm într-o altă direcție, trebuie să o abordăm diferit ca să putem să ieșim din această frecvență de boală, cum ar veni, această frecvență de lipsă de sănătate și de îngrijorare și de teamă. Și cred că acest an 2021, care am pășit de curând, va fi un an al transformărilor. Iar noi ne-am propus în această seară, împreună cu Ian Ramon, care este colaboratorul meu de ceva timp, ne-am propus să abordăm acest subiect al detoxifierilor, al eliminării toxinelor, atât în corpul fizic cât și toxinele emoționale, pentru că este foarte important să ne păstrăm starea de sănătate. Aproape că a devenit imperios necesar să fim sănătoși, să avem o imunitate crescută și o să vedeți că detoxifierea are legătură foarte mult cu starea de imunitate, ca să putem să rămânem sănătoși, ca să putem să nu mai fim în frică și să putem să facem față acestei pandemii sau altor pandemii. Da, și cred că acum, din ce am observat eu, oamenii încep să dea mai multă importanță. Parcă deodată când le vorbim de uleiuri esențiale sau de apă, sunt mai receptivi, așa am perceput. Păi știi cum e când ești pățit? Deci COVID-ul ăsta a avut și partea lui mică, bună, în sensul că ne-a atras atenția asupra unor lucruri, da? Și ne-a atras atenția asupra stării de sănătate, a importanței ei, pentru că să știi că marea majoritate dintre noi nu prea avem timp să ne ocupăm de sănătate, nu prea trecem la medic, dacă merge mașinăria, știți, umană și muncim și așa dăm înainte. Și dacă poți să duci la servici, da, așa. Deci e foarte important, nu băgăm mașinăria umană în revizii, cum facem la mașinile obișnuite, știi? Și atunci e normal că atunci când vine o problemă de genul ăsta, cum este, cum a fost pandemia cu COVID, sunt deficite pe multe segmente la nivel social. Pentru că am avut probleme, în primul rând, că foarte multă lume din izolare a avut multe șocuri emoționale, pentru că nimeni nu vrea să stea în casă, să nu socializeze și uite, și au trecut și sărbătorile fără revilioane, făcute așa fiecare cum a putut. Și pe de altă parte, multă lume s-a îmbolnăvit de COVID, multă lume a plecat, da, în alte dimensiuni și a trebuit să ne punem mai des problema sănătății și uite că anul 2021 vine cu noi teme și anume tema cum să rezolvăm această problemă a sănătății și a imunității noastre. Da, și dăm categoric mult mai multă atenție. Da. Noi nu o să venim acum cu o schemă din asta totală și de plină, și pentru că sunt multe variabile și subiecte de discutat și de aceea ne-am și propus să facem o serie de videouri. Apropo, dacă nu ai văzut videourile anterioare pe care le-am făcut, doamna dr. Florinela, ne colaborăm și colaborăm pentru că nu este un medic clasic care vede doar corpul ca o mașinărie cu carne și oase, o biochimie acolo care se mișcă, ci lucrează holistic, medic homeopat, da, medic primar, da. Și viziunea abordează din viziunea holistică cu aparate de frecvență, aparate care de biorezonanță. Și cu partea spirituală, pentru că e foarte important să înțelegem că noi nu suntem nu avem decât corpul fizic, avem și corpul mental, corpul emoțional și partea spirituală pe care nu prea o abordăm, pe care nu prea o privim și uite că în 2021 este foarte important să înțelegem. În primul rând să ne gândim ce a însemnat această pandemie la nivel global, ce semnifică ea și unde ne conduce, de fapt, că ne conduce undeva. Și eu cred că, dacă ești tu de acord, Ian,
Eu cred să le spunem telespectatorilor noștri că părerea mea este că ne conduce spre o modalitate de a ne uita la noi înșine, de a ne dezvolta, să zicem, cine suntem noi pe interior, sufletul nostru, pentru că să știți că imunitatea este coordonată sufletește. Ea este, da, într-adevăr, dirijată prin sistemul nervos, dar sufletul este cel care acolo are un cuvânt de spus foarte mare apropo de vindecare, de autovindecare și de boală, pentru că boala se pare că este un mesaj de la nivel sufletesc. Eu le spun tuturor că n-am văzut niciodată oameni fericiți în spital. Oameni care se trezească, da, în spital să zică: îmi iubesc prietenii, îmi iubesc viața, îmi iubesc familia, îmi iubesc pe mine, sunt așa mulțumit cu mine și cu tot ce am făcut în viața mea. Poate ar trebui doctorii, dar și ei cu atâta boală în jur, uită câteodată, știi? Da, adevărul este atunci când, da, toată lumea vine la tine depresivă și ajută-mă, nu mai pot. Și bolnav, da. E dificil, ești tu singur să aduci, da, energie de bucurie. Dar unul din aspectele principale care ne-a preocupat pe amândoi și a rezonat foarte mult este, da, calitatea apei. Și, chiar și a tot ce consumăm, a tot ce consumăm, dar noi n-am gândit la apă, da, să vă spun de ce, să începem cu apa, pentru că apa este foarte importantă, reprezintă peste 70% din noi, da, practic cel mai important element este apa, dacă stăm așa, pe lângă structura noastră și planeta, exact. Și atunci dacă vrem să facem o transformare radicală, dacă vrem să schimbăm ceva calitativ, și cu impact foarte mare asupra sănătății, trebuie să ne uităm la apă, este clar. Da, calitatea apei. Și dacă facem asocierea cu mașina, o mașină, mașină nu punem, dacă e diesel, punem motorină. Dacă e pe benzină, deja nu mai merge, nu mai funcționează. Dacă nu schimbi uleiul, atunci iarăși apar probleme, se strică motorul. Deci este foarte important ce punem și să punem corect, ceva potrivit, vrei să spui. Trebuie să punem, da, ceva potrivit. Cel mai potrivit pentru ființa umană este mediul alcalin. Pentru... De ce știm acest lucru? Pentru că dacă este un mediu acid, se dezvoltă celule canceroase. Este foarte simplu. Ca să poți opri o... Să zicem că ai un cancer, din păcate, și în corpul tău se dezvoltă o tumoră benignă sau malignă sau infecții care nu sunt deloc bine, toată lumea știe că medicii și cei care se ocupă, terapeuții care se ocupă cu starea de sănătate și de boală, îți recomandă un mediu alcalin, adică apa alcalină. Noi am promovat apa Kangen, da, există mai multe ape alcaline, dar apa Kangen, noi ne-am hotărât să promovăm apa Kangen. Pentru că asta folosim. Pentru că asta avem deja. Astăzi ne-am adunat să, la o cană de cafea, ci la un pahar de apă, Kangen, să știți, așa purtăm discuția asta. Și la cafea, la restaurante, când bei cafeaua, da, de restaurante care se respecte, îți dă un pahar cu apă. Pentru că cafeaua deshidratează, e bună, nu zicem să nu bei. Și apa hidratează. Dar trebuie să te și hidratezi la loc după aia, să, da, la loc. Da, și e foarte important să alegem ceea ce trebuie, iar legat de detoxifiere, nu că aici este subiectul la care ne-am gândit noi să punem accent. Avem o surpriză la sfârșitul videoului, da, așa, da, că fii atent, cum să curezi pesticidele din mâncare. Da, asta e provocarea. Ne-am gândit că dacă trăim vremuri grele, ca așa arată, să folosim aceste vremuri pentru a ne dezvolta. Asta ar fi singurul lucru care ar putea să ne ajute să supraviețuim, pentru că nu se știe ce mai vine, știți cum e, deși suntem optimiști. Dar această pandemie ne-a arătat că e foarte importantă sănătatea și atunci ar trebui să vedem ce consumăm și mă refer aici la alimente, mă refer la oxigen, pentru că trăim în orașe poluate, nu sunt oxigenate corect. Ar trebui să vedem ce emoții avem, da, și partea emoțională, dacă gândim sau nu corect și, bineînțeles, cum spuneam, cantitatea de apă și calitatea apei pe care o bem. Legat de digestie, apropo, că eu asta fac, lucrez cu organele, lucrez cu țesuturile, lucrez cu partea asta fizică, dar nu numai, vreau să spun că în experiența mea de peste 10 ani de zile, 12 ani de medicină holistică, așa lucrez de mult ca medic, dar medicină holistică lucrez de 10 ani de zile, 11-12, pot să spun că am constatat că există o conexiune foarte mare între sănătatea corpului și partea digestivă.
Deoarece tot ce ține de sănătate este legat de sistemul nervos și de obicei sistemul nervos, adică psihicul nostru, este mult afectat de digestie. Nu știu dacă știți, cel puțin eu am pe YouTube emisiuni, vă rog să le vedeți, dacă vă recomand, despre intestinul subțire ca fiind al doilea creier. Și este foarte important, dacă noi vrem să rămânem așa în toate mințile, cum s-ar spune, pe această pandemie și cu perspectivele acestea ale societății, adică să fim echilibrați din punct de vedere psihoemoțional, este foarte important să avem un tub digestiv spălat, corect, da? Să fie curățat foarte bine. Și vreau să ne povestești tu, Ian, despre aceste toxine. Cum vezi tu asta cu toxinele digestive? Chiar inventatorul colonoscopiei, da? Doctor care practic pune camere de filmat în interiorul omului, în intestin, nu își dă cu părerea, doctorul Hiro Mishinia, el are în cabinetul lui, cum aveți dumneavoastră, aveți aici aparatul Kangen. Doctor Hiro Mishinia, profesor de chirurgie la Albert Einstein College of Medicine, șef de secție endoscopie la Beth Israel Medical Center, peste 370.000 de analize de colon și stomac realizate în America și Japonia cu invenția sa. Aparatul de colonoscopie este invenția sa și a putut să vadă ce se întâmplă în corpul uman și ne-a arătat poze, ne-a oferit poze din colon, deci nu teorii, ci poze din interiorul corpului uman, ce se află de fapt în corp. Dar din stânga, două persoane diferite, o doamnă de 45 de ani, una de 65 de ani, cât de mizerabil e colonul, nu degeaba una avea cancer la sân, constipație cronică, da, cealaltă tot un fel de cancer și după o modificare în alimentație plus 3 luni cu apă Kangen, pentru că în Japonia doctorul Hiro Mishinia oferă pe rețetă medicală scrie trebuie apă Kangen. Mare parte oamenii își cumpără aparatul, pentru că apa nu se găsește de cumpărat și ai nevoie de aparat. 2,8 litri pe zi de apă Kangen a prescris, 3 luni de zile, iată cum s-a curățat colonul. Un colon curat înseamnă un corp sănătos. Însă apa Kangen nu e pentru bolnavi. Faptul că este antioxidant, alcalină, microstructurată, ionizată, elimină toxinele din corp, din rinichi, din colon și echilibrează tot organismul. Așa că este benefică pentru cei care au probleme, îi ajută să scape de probleme, pentru cei care nu au probleme, categoric o să-i ajute să evite problemele. Dr. Hiro Mishinia a scris multiple cărți, iar într-una din cărțile sale, Enzima Întineririi, spune: consider apa Kangen cea mai bună apă de băut datorită capacității superioare de hidratare a celulelor, detoxifiere și putere mare de antioxidare. Și la cabinetul Ian Ramon și la clinica Holistic Med Plant al doamnei dr. Florinela vei primi la oricare dintre terapii și apă Kangen pentru a amplifica efectele benefice ale acestora. Și vă recomand să investiți într-un aparat generator de apă Kangen pentru a avea acasă și a beneficia zilnic întreaga familie de această apă foarte sănătoasă. Pentru că nu se găsește apa de cumpărat, ci doar aparate generatoare de apă Kangen, orice apă când este ambalată, transportată, stătută pe rafturi, pierde proprietățile benefice. Singurul mod de a beneficia deplin este să aveți un aparat acasă. Montajul e simplu, se face fără instalator, este portabil și se poate lua în concediu. Contactează-ne la numerele afișate pentru a afla mai multe detalii. Dr. Florinela 0740 240968 și sau Ian Ramon 0732 989888. Să și vedeți cum îl folosim noi ca să scoatem pesticidele din mâncare, din fructe, din legume. Se poate găti cu apa aceasta și mâncarea devine mult mai gustoasă. Multe restaurante folosesc apa Kangen tocmai pentru că fidelizează clienții. Apa devine, mâncarea devine mult mai gustoasă. Da. Și oamenii se duc și îmi place acolo, mâncarea bună, nu știu ce fac, dar... Și o să vedem de ce, o să vă arăt niște teste foarte interesante în curând. După ce am băut apă Kangen,
După 2 săptămâni, genunchii nu m-au mai durut. Când urcam scările, mă dureau și le iau observat că mi-au trecut, merg mult mai bine. Tensiunea mi s-a normalizat, aveam tensiune ridicată și nu scădea deloc, nici cu medicamente. Sunt mai energică. Mama mea merge mult mai bine, nu mai dor picioarele, mâinile și e mai calmă, mai limpede la cap, ca să zic așa. Având 90 de ani, uneori se mai pierde așa din real. Mă simt foarte bine, mi s-au dezumflat și picioarele și mă simt ușoară de tot, tot corpul, nu numai și cu mintea. Da? Așa, cu totul mă simt bine. Și am 91 de ani. Atâta am, dar mă simt foarte bine. În primul rând, că eu cred că apa alcalină, în momentul în care pătrunde la nivelul colonului, distruge, să zicem, toți paraziții care ar putea să fie acolo, că să nu ne închipuim că nu există parazitoze. Chiar și la omul sănătos există un anumit nivel de paraziți. Așa, bine, în mică măsură, dar există. Nu trebuie neapărat să avem animale, știi, ca să avem paraziți. Dar vreau să nu uităm că, în primul rând, mulți din paraziți așa au ciclu de funcționare prin corpul omului. Așa funcționează ei și la ora asta încă sunt, deci despre ce vorbim. Dar din punctul meu de vedere, curăță foarte mult din toxine. Dacă toată lumea a văzut cum arată colonul, că noi nu am văzut la om, dar marea majoritate, dar am văzut la animale, când tăiem porcul, știi? Cam așa arată. Și cei care au participat la o tăiere de porc la țară, ei știu cum arată un colon inversat, adică arată foarte urât. Se curăță foarte mult, se curăță o oră și ceva ca să poți să faci preparatele tradiționale românești. Dar vreau să spun că noi nu suntem foarte departe, pentru că nu facem acele detoxifieri periodice, știi? Noi nu avem, câteodată nu ținem postul, știi? Și chiar și când ținem postul, nu facem lucrul ăsta decât de foarte puține ori pe an, nu mâncăm sănătos și nu ne preocupă desfundarea, că e de fapt o desfundare a acestui filtru, pentru că colonul este un filtru, da? Foarte important. În primul rând că pe acolo se elimină toate rezidurile din alimentație. Și nu prea mâncăm corect, da? Mâncăm foarte multe preparate cu toxine, foarte multe, cu pesticide, cu Da, în chimicale. ziua de azi nici nu mai știi ce să mănânci, Da. care mai este de Da. tot. Le mâncăm frumoase și găunoase pe dinăuntru pentru că sunt foarte afectate. Dar, pe de altă parte, trebuie să știi că e foarte important și toxinele, să zicem, care rezultă din multe medicamente, pentru că noi mâncăm foarte sintetic, adică, știi, nu numai alimente, dar mâncăm și preparate sintetice, medicamente, pentru că să nu uităm că trăim într-o industrie farmaceutică care financiar este a doua după armament, nu? Cam așa ceva. Deci, adică sunt foarte mulți bani băgați, da, investiți în această în această industrie și deci suntem mari consumatori de medicamente și ele sunt și ele un fel de toxine la un moment dat, pentru că sunt. De ce sunt toxine până la un punct? Pentru că sunt în laborator, se fac niște legături sintetice care nu sunt naturale și atunci corpul nu reușește să le desfacă, că nu știe și ele sunt un fel de devin un fel de toxine pe care corpul le elimină pur și simplu neștiind să le desfacă. Și multe lucruri vin de acolo, dar nu numai. Da, și simptomele în general sunt dureri de cap, oboseală, inflamație, foarte multă inflamație se face, iar aici apa alcalină ionizată, nu orice apa alcalină se mai găsește în comerț, dar nu este ionizată și atunci nu are antioxidanți și nu e antiinflamator. Aparatul pe care îl avem noi, de aceea și folosim și dăm la clienții noștri, și eu dau și știu că și tu dai la toți clienții apă din această alcalină, pentru că crește puterea terapiilor. Orice terapie faci, adăugând apa, îți crește efectul. Orice cură, orice suplimente, amplifică efectul, pentru că apa Da. transportă informații, transportă nutrienții That's in search engine optimization. I took the water, started about 2 years ago. I've lost 101 pounds. I've lost 150 units of insulin daily. Back pain, joint pain. Of course, constipation went early.
O să facem un test, acum am promis că vă arăt un test, cum să scoți pesticidele din fructe și legume, bănuiesc că sigur ești curios să vezi, și cum să îmbunătățești gustul mâncării. Pentru că o să le folosim apa candie, o să folosim această apă de la aparat și o să vedem ce reacții au fructele și legumele când sunt ținute în apă candie, o să le și măsurăm ulterior și facem un test comparativ între apa normală, apă de robinet, că toată lumea spală fructe și legume la apă de robinet. Dar noi putem, există opțiunea să iei un aparat și să folosești aparatul când speli mâncarea și să vedem ce se întâmplă. Am pregătit aici niște roșii, da, nici nu le-am desfăcut, sunt cumpărate de la magazin. Asta e un import din Olanda. Ca să facem o salată. Pregătim o salată bună, exact cum ați face și voi, da? Și bănuiesc că atunci când le iei din magazin, nu le mănânci așa, le speri. Și atunci o să facem și noi exact așa. O să luăm un pahar, punem câteva roșii aici în pahar și o să le băgăm la apă de robinet. Avem aici apă de robinet. Și o să lăsăm aici în apă să se spele și o să luăm roșiile acestea, să le punem aici și acestea o să le spălăm cu apă candie, să vedem care e diferența. Da? Deci aparatul este montat la robinet aici, sucesc acest țâmburuș și da, pur și simplu îmi curge apa da, în aparat. Deci nu mai curge în robinet, curge prin, se duce în aparat. Și atunci nu îți blochează chiuveta, poți să folosești chiuveta și la... Da, și o să lăsăm în apă caldă, să vedem ce se întâmplă. O să se vadă culoarea diferită a apei, da? Ce o să se ia de pe roșii în apă normală și ce o să se ia de pe roșii când folosim apa caldă. Ok, hai să facem curat aici ca să se vadă mai bine. Și o să luăm roșiile acestea țin apă. Ele trebuie să stea cam 5 minute, 10 minute, maxim e suficient. Uh-huh. Da. Hai să scoatem roșiile aici. Să luăm aici o lingură, ceva? Și să văzăm și apă de robinet. Cred să vedeți cu ochiul de foarte bine. Hai să arătăm așa, ca să vadă mai bine telespectatorii noștri. Se vede o diferență foarte mare de culoare, în primul rând. Aceasta este rezultatul. Da, așa confundat. Da. Deci aceasta, cred că se vede că e galbenă, gălbuie, pesticide. Cureți fructele și legumele de pesticide, erbicide, în cel mai curat mod, fără a folosi chimicale, ci puterea apei ionizate Kangen. Și activeze enzimele și gustul mâncării. Se duc pesticidele care se prezintă pe coaja fructului, dar apa va penetra și fructul și va ajunge în a activa apa, ionizează apa, da, din interiorul fructelor sau legumelor care le ținem acolo, în această apă puternic ionizată, și atunci se activează enzimele și mâncarea are un gust mai bun. Nu pot să-ți dau roșiile acestea care le-am curățat aici, da? Să simți gustul, dar toată lumea care a gustat a zis același lucru. Wow, roșiile astea sunt exact ca la bunica. Wow! Da, este cel mai convingător test. Dar pot să-ți arăt și pe aparat cum se activează enzimele, cum se ionizează în interior. Și atunci evit să mai bagi toxine în corp. Iată aici spanac. Nu merge doar cu roșii, cu orice fructe și legume, orice. Și vor ține mult mai mult acele fructe și legume. Apă Kangen, da, ionizată în partea stângă, a extras, da, sau dizolvat de pe coajă acele pesticide. Și apropo, există o greșeală mare, o iluzie mare care se promovează pe internet de oameni care habar n-au chimie, că altfel ar fi înțeles care-i treaba. Ei spun, eu le curăț cu oțet. Nu-mi trebuie aparat ăsta. Scump aparatul, eu oțet, ieftin, iau oțet. Dar în viață, dacă îți iei deciziile după ieftin sau scump, nu faci nimic. N-ajungi departe așa și te chinui foarte mult. Deciziile ar trebui luate după ceea ce te cheamă sufletul tău să faci, nu după ieftin sau scump. Pentru că ieftin te va duce la doar ieftin. Și viața ta nu cred că e ieftină, sănătatea ta nu cred că e ieftină, pentru că corpul
nu este ieftin. Spanac, ideea cu oțetul, dacă am pune oțet aici, nu s-ar vedea, nu se colorează, nu se întâmplă nimic. La ce e bun oțetul? Să omor bacteriile. De ce? Pentru că e foarte acid. Eu am pus bicarbonat. Pus bicarbonat. O lingură, două linguri, trei linguri, nimic. Pentru că bicarbonatul nu crește mai mult de pH de 8,5. Înțelegi? Și dacă nu crești pH-ul peste 10, nu se întâmplă nimic. Așa că, plus că aici este doar aspectul ăsta de a dizolva pesticidele. De ce? Pentru că au uleiuri, pentru că apa cu uleiul nu se combină, dar apare o emulsie, da, dacă creștem pH-ul apei. Însă, dacă doar faci apa alcalină, nu vei activa gustul mâncării. Da, deci sunt mai multe aspecte pe care, oricât de ieftin încerci să ieși ieftin, nu merge să ieși ieftin, pentru că aparatul nu e făcut la prețul care e făcut și componentele care sunt introduse în el, plăci din platină, da, care nu sunt ieftine. Toată această tehnologie a aparatului nu este ieftină pentru că face foarte multe proprietăți benefice ale apei și poți să cureți foarte bine mâncarea și să o activezi. Dar există componenta alcalină, foarte alcalină, există componenta de ionizare care activează mâncarea și o să vedem imediat cu aparatul de ce. O să măsurăm să vedem cum se activează totuși enzimele în mâncare. Iată aici alt experiment făcut în Franța, da? Plantă crescută cu apă Kangen, udată cu apă Kangen. Ai plante? Poți să le uzi cu apă Kangen. Vor crește mai frumos, mai bine, au o vibrație mai puternică, dar se vede culoarea, vibrează mult mai puternic, culoarea plantei respective, da, verde sau ce culoare va fi, sau flori. Florile vor ține mai mult. Iată aici cartofi. În stânga ținut în apă de robinet, iar în dreapta ținut în apă Kangen de 9,5. Diferență doar în două săptămâni. Două săptămâni. Gândește-te corpul tău, care organele, celulele tale, care stau în apă. Stau în apă. 70% ești apă. Stau în apă. Da. Cum cresc? Cum se regenerează? Cât de repede se regenerează? Sau încet? Da. Ia-ți apă Kangen. Ia-ți un ionizator. Pentru că apa nu se găsește, apa își pierde proprietățile după o anumită perioadă de timp, anumite proprietăți, da, și nu se găsește îmbuteliată în plastic ca restul apelor, pentru că nu este ca restul apelor. Și de aceea îți produci apa acasă printr-un aparat de genul acesta. Iată alt experiment, altcineva, alt experiment. Apă de fântână, apă de robinet, apă Kangen. Apă filtrată de osmoză inversă. După cum vezi, cea mai proastă apă posibilă. Cele mai slabe rezultate. Cel mai obosit cartof. Da? Pentru că apa de osmoză este o apă goală, fără absolut nimic. Fără minerale, fără viață. Apa Kangen este apă vie pentru că este ionizată, încărcată cu electroni. Și pe cartofi nu poți să-i minți. Da? Cartofii nu poate să te mintă. Cartoful crește sau nu crește? Cartoful are nutrienți sau nu are nutrienți? Nu minte cum încearcă omul să se facă că viața lui e mai frumoasă decât este. Deci sunt experimente după experimente după experimente în România, în Franța, în alte țări de oameni, oameni, nu laboratoare, oameni. Orice om poate să ia un cartof să-l bage în apă, să uite la el. Merge, nu merge, crește, nu crește. E simplu, n-ai nevoie de studii avansate, n-ai nevoie de facultăți. Animalele, n-ai încredere în tine, ai încredere în animalul tău. Iată, pisica cum se duce fix la apă Kangen, da? În general, cel mai mare pH. Fix să bea apă Kangen. De aceea sunt antrenori sportivi de performanță care consumă apă Kangen. De ce? Pentru că este o apă care te detoxifică, îți dă energie, îți dă putere. Restaurantele activează enzimele, apare gust bun, da, dar mâncarea creată cu legume care sunt curate, da, fructe, legume curate,
va avea alt gust, mâncarea va fi mult mai bună, plus că în fine fierbe mai repede și multe alte detalii benefice. Iată aici Steven Tyler, dar din informația Roy Smith. Merge cu aparatul și a rezolvat o problemă foarte mare de digestie și merge în turneu cu aparatul pe el. Îl cară pe el. De ce? Că nu găsește apa asta nicăieri, da? Deci nici ăștia cu o grămadă de bani, cum zice lumea, o grămadă de bani, da? Care aparatul după ei. Pentru că nu au de unde. Degeaba e o grămadă de bani, dacă n-ai ce să faci cu banii aia, adică vrei o apă extraordinară, dar nu poți să o cumperi, că nu este. Și atunci merge cu aparatul după el și își produce apa aceasta sănătoasă, oriunde ar fi în lume. Poate vezi la televizor, dar nu-l vezi, pentru că nu știi de el. Da, aici, de exemplu, o emisiune de gătit cu familia Matache, da, și în spate, iată, aparatul. Deci sunt persoane care știu, folosesc și le merge foarte bine, dar, în fine, nu se ocupă de această educație, că nu toată lumea se ocupă. Fiecare are treaba lui. Eu și cu doamna, cu doctor Florinela facem această educație, pentru ca din ce în ce mai mulți oameni să ia decizii mai bune pentru sănătatea lor. Iată aici un trei cazuri, da? Copii, iată, iritații. Ce sunt iritații? Sunt toxine, da? Sunt inclusiv toxine care ies la suprafață. Da, sigur, există și toxine emoționale și conflicte emoționale, dar asta nu înseamnă că o să bei Coca-Cola toată ziua pentru că rezolvi conflicte emoționale. Conflicte emoționale poate să apară oricând, dar diminuezi simptomele sau chiar rezolvi câteodată curățând cu apă, apă de calitate. Aparatul produce și apă acidă care dezinfectează și dai pe exterior și o apă foarte alcalină care hidratează pe interior, da? Acea apă ionizată va curăța organismul, scoate toxinele din organism și iată îmbunătățiri, da? 2 săptămâni, doar în 2 săptămâni. Ia și tu un aparat, investește, pentru că o să-ți pară foarte, foarte bine. Da? Din cei 150 de clienți de-ai mei, toată lumea este extraordinar de fericită și recomand în continuare și vecinilor, prietenilor. Contactează-ne la numerele pe ecran și îți dăm toate detaliile necesare și despre utilizare și montaj, tot. Ce extrage? Pesticidele și toate produsele chimice care se găsesc în exteriorul roșiei, pe coajă. Pe coajă, da. Dacă ați văzut pe la lămâi, pe la grefuri, deja scrie acum, nu se mânca coaja. Au început să scrie supermarketul de ceva timp. A trebuit să scrie, nu se mănâncă roșiile, știi? Da, da, nu mâncați coaja roșiilor. Dar nimic coaja. Dar nu prea ai... Antioxidanții sunt foarte importanți pentru corp, nu dacă știți, pentru că, de fapt, acești antioxidanți încetinesc îmbătrânirea, încetinesc... susțin viața și încetinesc moartea celulară. E foarte important, pe lângă hidratare, să ai acest conținut de antioxidanți care, de fapt, promovează viața și susțin starea de sănătate și susțin calitatea celor imune și a tuturor organelor din corp. Adică, cu alte cuvinte, apa Kangen aduce două beneficii. Odată hidratează corect, apoi este o apă de calitate, că este alcalină și este benefică pentru buna funcționare a celor sănătoase. Dacă ar fi acidă, ar stimula celulele canceroase, boala, da, și pe de altă parte aduce acest aport de antioxidanți și permite, de asemenea, hidratarea și curățenia intracelulară, ceea ce este foarte important, pentru că nu știu dacă ați venit la consultații la Holistic Med, aici unde filmăm în bucătărie, la clinică, să știți că filmăm, pe aparatele cu care lucrez eu arată conținutul apei intracelulare și apa extracelulară și ne spune dacă există o deshidratare intra- sau extracelulară, pentru că e diferit. Adică ai putea, de exemplu, să bei apă foarte multă, dar dacă ea nu pătrunde în celule, să ai o deshidratare intracelulară. Tu bei apă și degeaba bei. Cum o bei, așa se duce, pentru că, de fapt, nu ajunge să scureți celula intracelulară. Cum arată o celulă îmbâxită celulară? Este că poate degenera în celulă canceroasă. Cam asta este ideea.
E ca și cum un om constipat, nu? De da, fapt. Da. Când nu de afară, când nu mai de afară. Nu e nimic, da. Ce ai acolo, Ian, ce ne prezinti? Acesta e un aparat care putem să măsurăm nivelul de antioxidanți. Uh-huh. Și el ne arată o valoare pozitivă dacă nu avem antioxidanți, pentru că este electric, pur și simplu electric. Da. Dacă e plus, înseamnă că avem deficit de electroni. Electronii au sarcină negativă. Uh-huh. Și antioxidanții înseamnă o să avem un minus în față, uh-huh. da? Dacă pun în unde? Ce am avut? Apa, am avut da. Apa aceasta. Să te duci acolo către cameră ca să arătăm oamenilor da. Exact. Apa de robinet, da, și vedem 170. Nu atât de mult contează fii valoarea. Mai sus, ca să se vadă exact, da. Da. Valoarea, că e 170, că e 200, faptul că avem plus. Asta înseamnă că nu avem antioxidanți, dar avem deficit de electroni și tu când bei apa aceasta... Deci asta e apa de la robinet, da? Da, apa, am spălat roșiile acestea. Da. Așa am vărsat apa. Care mai vrem să le mâncăm, da? Ok. Și faptul că noi avem acest deficit de electroni, când bem apa în corpul nostru, ea practic o să neutralizeze electronii care avem noi, adică antioxidanții care avem noi o să fie oxidați, da, de apa aceasta. Și oxidant înseamnă că ruginește. Cum e, dacă punem un cui în apa aceasta, un metal în apa asta, ruginește. Un metal în apa asta la altă candien, nu ruginește. Și o să punem aici și vedem, da, imediat cum se duce la minus. Dacă se vede valoarea, da, un minus. Aici minus 250, 260 și tot scade. Rugina înseamnă deteriorare. Da, deteriorare. Și în momentul, da, asta înseamnă deteriorare, da? Adică a intra în straturile profunde ale obiectului care ruginește, că asta se întâmplă. Deci e momentul în care, practic, ruginirea noastră, așa, în ghilimele, ar însemna îmbătrânire, ca să știți. Și deteriorarea celulară. Deci este un aparat de vindecare prin beneficiile pe care le aduce, de fapt. Și de menținerea sănătății, de fapt. Produce apă foarte sănătoasă, într-adevăr. Și vreau să vă mai arăt un test cu roșiile noastre. Deci am văzut apa, da? Apa normală e oxidantă. Am văzut apă cu pesticide, am văzut... asta este apă cu pesticide, da? Roșii fără pesticide. Și roșiile... Roșii cu pesticide și apă de la robinet, da? Așa avem aici. Și aici am pus în apă candien, am văzut că are o valoare negativă, da. Adică are apă candien are antioxidanți. Dar hai să vedem dacă nu cumva antioxidanții aia s-au dus și în roșii. O să iau o roșie spălată cu apă de robinet. Avem aici un cuțit. Da? Și o să o tăiem. Și o să punem aparatul. O să te duci aproape de cameră ca să o văd oamenii. O să punem aparatul în... Ups. Să intre bine. Da? Și o să vedem o valoare pozitivă. 112, da? 114. Și asta deci... ce înseamnă? Deci că... Este o roșie oxidantă, adică apa din roșie, că roșiile practic o sferă cu apă, e oxidantă. A stat în apă oxidantă de robinet, deci tot oxidant a rămas, da? Și... Adică e aia cu cuiul care ruginește, da? Da. Și acum o să-l spăl un pic și o să tăiem o roșie care a stat în apă canien. Da? O să iau o roșie care a stat în apă aceasta. Da? Am scos pesticidele, mi-au rămas roșiile curate. Adică tu vrei să spui că apa candien, pe lângă faptul că curăță coaja de pesticide, e pătrunde și în interiorul roșiei, asta spui? Da. Și o să vedem acum că dacă eu pun în această roșie aparatul, vedeți cum scade valoarea de la 100, 60, 50, da? 40, 30 și începe să scadă valoarea și să avem o valoare negativă. Adică scoate pesticidele posibile din interior. Umple roșia cu antioxidanți. Deci apa din roșie preia... Vindecă roșia. Vedeți? Minus. Minus 50. Da. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă că antioxidanții care i-am generat cu aparatul n-au rămas în apa aceasta cu pesticide. S-au dus în roșii. Și știu de la doctorul Flanagan, care, în fine, a inventat o supliment de antioxidant, tot felul de tehnologii, Tesla și multe, e un geniu. Henry Quandre i-a dat toate studiile de apă care le-a făcut lui Flanagan și el descoperise că enzimele din mâncare se activează de la antioxidanți. Deci acest minus, da, aceste antioxidanți
activează enzimele și mâncarea are gust mai bun, digestia se face mai bună. Deci, cu alte cuvinte, acele roșii, pe lângă faptul că sunt spălate de pesticide, se și activează, devin mai gustoase, se activează enzimele din ele și sunt mai sănătoase pentru corp, devin niște roșii performante. Da? Da? Tocmai prin această întâlnire cu acești antioxidanți din apa canghie. Asta da. Da. Adică vedeți cum transmite în interior. Și apropo de ce ai spus cu celulele, așa sunt și celulele noastre, da? Bem apa canghie și nu rămâne apa în jurul celulei, ci penetrează dincolo de celule în apa intracelulară. Și de aceea restaurante folosesc apa canghie să amplifice gustul mâncării. Hai să mâncăm și noi, dacă toți dăm aici. Noi am vorbit de roșii, dar aici putem să punem pătrunjel, castraveți, mărar. Aici toate alea bune, nu să nu încurcăm. Zucchini, orice. Noi folosim apa, spălăm orice, fructe, legume, morcovi, mere, înainte de suc. Am observat un fenomen interesant, când făceam suc de mere, îmi ieșea gălbui. Când am pus cu apă canghie, am spălat merele cu apă canghie și le-am lăsat vreo 10 minute, am stors merele și mi-a ieșit sucul verde. Ah, foarte interesant. Deci se modifică și culoarea, de fapt. A scos mai mult, a tras mai mult suc și din componenții din măr. Bun. Facem o concluzie ca să încheiem aici. E ok? Mai vrei să ne arăți ceva? Apă sănătoasă. Apă sănătoasă. Luați aparat și o să ai sănătate mai mult. Da. Acum, indiferent ce doriți noastră, e foarte important să înțelegeți că e cel mai important lucru în corp este apa, în primul rând, și alegerile pe care le facem noi legate de sănătatea noastră. Eu zic că să încheiem aici, că e ce e mult strică, știi? Și din punctul meu de vedere, eu vă doresc ca în 2021, că de-abia am început anul, să facem alegeri sănătoase legate de imunitatea noastră, să învățăm să facem prevenție, pentru că noi facem acum o lecție de prevenție aici și legate de cum trebuie să puteți să vă hidratați și de ce calitate trebuie să fie această hidratare. Și de asemenea, e foarte important să creșteți calitatea educației pe care noi trebuie să o avem la nivel de societate legat de starea noastră de sănătate. Mulțumim mult că ne urmăriți. Dacă mai ai o întrebare pentru noi, poți să scrii în comentarii sub acest video sau să sun la numărul afișat pe ecran și îți dăm toate detaliile și informațiile necesare. Da, dă-i un like, trimite video unor prieteni, da, trimite informația mai departe. Da, consider că poate fi benefică, da, dă-o mai departe și o să vezi, fiecare ia decizia proprie, nu trebuie să ne gândim noi, îi place, nu îi place. Hai să trimitem informația și celor dragi. Să fii sănătoși! Un an cu bucurie și sănătate!